o sperietură zdravănă. Perfect! Asta sigur îi va speria pe vecini. Ha? Bună încercare, tati! Știu că e Halloween-ul, dar trebuie să faci mai mult decât atât ca să mă sperii. Nu vreau să sperii pe nimeni. Tocmai m-am împiedicat de câine pe hol și m-am lovit la picioare de pragul ușii de la baie. Înfiorător! Crezi că este rupt? Sper că nu! Dar un lucru e sigur, nu voi putea să te duc unde vrei tu diseară. Dar este cea mai frumoasă noapte din an! Mereu mergem împreună de Halloween! Îmi pare rău, dovlecel, dar... Am înțeles! Încerci doar să mă sperii! Bună încercare, tati! Poți să te duci de Halloween cu familia Tanner din vecini! Nu mă duc nicăieri cu familia Tanner! Câine rău! Grăbește-te, Max, să nu întârziem la școală! Eliza, așteaptă-mă! Vai, de ce a trebuit să-ți iei cizmele astea? Fac parte din costumație, trebuie să fie grozave, pentru că știi tu cine va avea o costumație care ne va speria. La o parte din calea mea, copiilor! Oh, nu-mi spune, ești cumva un monstru înfricoșător? În caz că n-ai observat, nu m-am costumat. Halloween-ul a fost anulat în casa mea. Și dacă mă uit bine la costumațiile voastre, ar trebui să fie la fel și în casele voastre. Eu în continuare cred că e un monstru înfricoșător. Nu știu, lui Bobby îi place Halloween-ul. Sunt sigură că ne întinde o cursă ca să ne sperie. Mai încet, Howie, s-ar putea să te audă cineva. Abia aștept să vină seara. Petrecerea ursuleților de Halloween e mereu amuzantă. Dar te și poate speria, nu? Foarte tare, dar asta nu înseamnă că eu m-am speriat. Poate că e prea de speriat. În spatele tău, Howie. Sebastian, dar tu ce cauți aici? N-am nimerit bine? Scuze, dar trebuia să-mi încerc costumul de Halloween și după cum v-ați speriat, e numai potrivit pentru această ocazie. Ta-ta, ta-ra, 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 ta-ra. Îl voi speria și eu cu prima ocazie. Ursuleții buni nu fac așa ceva. Din câte știu eu, singurul lucru de care se teme Sebastian sunt păianjenii. Păianjeni? Da. Bobby s-a pierdut odată în casa vântuită de la parcul de distracții. A apărut un păianjen și n-a trecut niciodată de asta. Bietul Sebastian. Nu-mi pasă ce spune Ben. Sebastian merită o sperietură zdravănă. Liac! Scuze, micuțule, sper că nu te-am speriat. Hei! Ce ai zice dacă ți-aș face cunoștință cu cineva? Se numește Sebastian, îi plac păianjenii. Sebastian! N-am timp, Bobby are nevoie de mine. Nu poate să meargă la colindat pentru că tatăl ei s-a lovit la picior. Așteptați să-și sperie vecinii. Dar tu ce ascunzi în spatele tău, ha? Nimic. Cum adică nimic? Vreau să-mi arăți ce ascunzi acolo. Bine, tu ai vrut asta. Salutăm prietenul. Te-am prins, Sebastian. Sebastian? Howie, ești afară? Mi s-a părut că te aud țipând. Acum înțeleg. Ascultă, Sebastian, nu-mi pasă că azi e Halloween-ul. Nu mai încerca să ne sperii niciodată. Ben? Nu, Howie, Sebastian trebuie să învețe că ai speriat pe ceilalți. Nu e demn de ursuleții buni. Trebuie să ierte și să uite, ca tine. Dar, Ben? Da, Howie? Eu l-am speriat pe Sebastian cu un păianjen. Oh, nu!
S-a speriat atât de tare încât, uite, refuză să-și revină din leșin. Scuze, Sebastian, n-am vrut să te sperii. Promit să nu mai fac asta niciodată. Howie nu cred că-l ajută. Ce ne facem acum, Ben? Nu își poate ocupa postul în starea asta. Hai, ajută-mă puțin. Sebastian e tare înțepenit. Altfel n-ar suporta să fie târât. Howie, asta e! Ca să revină la viață, trebuie să-i facem viața de nesuportat. De nesuportat? Ai înțeles? Toată lumea știe cât de mult îi place muzica clasică. Dar asta e muzica heavy rock a lui Max. Așa e, pe asta n-o suportă. Așa da! Yahoo! N-a reușit. Hei, Ben, am o idee. Sunt sigur că asta-l va supăra tare de tot. Sebastian, doar n-o să-l lași pe Howie să scape așa ușor. Sau îl lași? Vai, Bobby se va întoarce de la școală în curând. Va avea nevoie de el. Howie, speram să nu ajungem la asta, dar e spre binele lui Sebastian. Să-l îmbrățișăm. Ascultați-mă! Am suferit destul pentru azi. Nu mai vreau alte aiureli. A funcționat, Ben. Nu te apropia. Liniștește-te, Sebastian. Howie i-a dat drumul păianjenului. Acum nu ai timp să te gândești la tine. Bobby are nevoie de ajutor. Măi să fie. Să-l bandajez. Dovlecel, ce cauți acasă atât de devreme? Bună, tati. Nu am stat la petrecerea de Halloween de după ore. Am fost singura care nu a fost costumată azi. Scuze, dovlecel, ce spuneai? Nu contează. De ce nu i-a spus Bobby domnului Beaglebore că suferă pentru absența de la petrecere? Cred că nu vrea ca tatăl ei să se simtă dacă rău. Dacă nu-i spune tatălui, ursulețului ei sigur îi va spune. Fiți sigur că domnul Beaglebore va merge să vadă ce face Bobby. Da, într-adevăr, da, sigur. Dar da. Cum o vom reuși, Ben? Nu cred că domnul Beaglebore va merge unde. Au. Mușcătorul! Hei, mușcătorule, ne dați ori nu ne dați? Oho, fii cu minte, câine năzdrăvan! Nu! După tine! Nu, după tine! Încetează odată, câine rău! Uite ce dezastru ai provocat! Știu că am spus că e doar pentru copii, Sebastian. Știu că nu e greșeala tatei, dar așteptam cu nerăbdare Halloween-ul. Dovlecel? Tati! Draga mea, de ce nu mi-ai spus cât de mult îți place Halloween-ul? N-am vrut să te simți rău. Îi poți ruga pe vecin să te ia cu ei de Halloween, va fi distractiv. Cred că da, dar nu va fi la fel fără tine. Dar nu am costum adecvat pentru ocazie. Am o idee grozavă pentru costumație, cred că îi va speria pe toți, vei vedea. Hai, Max, să nu ratăm bomboanele cele mai bune. Știam eu că ne întinzi doar o cursă. Grozavă costumație, Bobby. Vrei să vii cu noi? Formăm o echipă de speriat. Serios? Bine, dacă insistați. Și costumele voastre sunt drăguțe, ha? Cine vrea să meargă cu mine de Halloween? Noi! Veniți! Că tot veni vorba, trebuie să ajungem la petrecerea din grădina cu miere. Te simți în stare, Sebastian? Stai la distanță, ursulețule Howie. M-am speriat destul pentru o zi. Ți-am spus că mi-am învățat lecția. Bu! Howie!
Încetează! Ne dați ori nu ne dați? Oh, ce deget înfricoșător aveți, domnule Beaglebore! Parcă ar fi real! Ha 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 ha